Bun găsit, vă spun la o nouă întâlnire Biserica Azi. Suntem foarte aproape de un eveniment istoric întâmplat săptămâna trecută. Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a avut loc între 16 și 27 iunie în Creta, insula Creta din Grecia. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de o delegație de 25 de ierarhi în frunte cu Părintele Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Desigur, din delegație au făcut parte și mai mulți consilieri, dintre care doi sunt în platou, sunt împreună cu mine în fața dumneavoastră în această seară pentru a afla de la dumnealor cum a decurs acest sinod, un eveniment unic în multe sute de ani, un eveniment la care au participat 10 biserici autocefale din cele 14 invitate sau convocate la sinod. Bună seara, spun părintelui profesor Viorel Ioniță, bine v-ați întors din Grecia. Bună seara, bine v-am găsit. Părintele profesor este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și consilier patriarhal. Bine ați venit, părinte profesor Patriciu Vlaicu, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dar veniți mai departe de România, veniți din Belgia, o escală prin Grecia, desigur, de câteva săptămâni, pentru că ați lucrat acolo mai mult. Bine ați venit în studioul TV Trinitas, azi la București. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. V-ați întors de la sinodul care a dezbătut și a luat hotărâri importante pentru Biserica Ortodoxă în lumea de astăzi. Părinte Viorel Ioniță, au fost 6 teme pe agenda de discuții a sinodalilor. Toate cele 6 teme au fost aprobate cu consens, așa cum a prevăzut regulamentul sinodului. Aș vrea să le enumăr ca să avem o bază de discuție, să plecăm de la aceste teme pe care s-a discutat în cadrul Sfântului și Marelui Sinod. O primă temă a fost misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi. Apoi, diaspora ortodoxă. A treia temă, autonomia bisericească și modul ei de proclamare. Importanța postului și respectarea lui azi. Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine și taina căsătoriei și impedimentele ei. 6 subiecte de interes pentru viața Bisericii Ortodoxe, de interes pentru viața fiecăruia dintre noi, ca și creștin ortodox. Aș vrea să vă întreb, Părinte Viorel Ioniță, care dintre cele 6 au suscitat mai multe discuții? Pentru că bănuiesc că n-a fost cazul să fie doar citite și de ceilalți aprobate. Au fost, bănuiesc, aduse amendamente sau înlocuit niște formule sau au fost eliminate altele. Care dintre ele a suscitat cel mai mult? Aș dori să precizez că aceste 6 teme au fost aprobate la nivel panortodox, deci de toate bisericile ortodoxe împreună, încă din anul 1976. Apoi, an de-a rând au fost dezbătute, întâi de toate la nivelul fiecărei biserici, apoi la nivel panortodox au fost elaborate niște proiecte de texte pe lângă aceste teme și în Sinaxa întâi stătătorilor bisericii ortodoxe din ianuarie acest an la Chambéry lângă Geneva le-a avizat și a fixat ordinea lor în care urma să se discute la sinod. Deci, cele 6 teme au fost discutate la Sfântul și Marele Sinod în sensul că au fost prezentate proiectele de texte deja aprobate doar ca proiecte încă dinainte, aprobate la nivel panortodox. Ordinea acestor texte a fost, așa cum ați spus, în primul rând, a fost misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi. Dar să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, care dintre ele a fost mai intens discutată? În fond, cel mai intens discutat a fost tema a 6-a în ordinea stabilită. Aceasta era relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. Așa s-a numit această temă. Și așa cum s-a scris și s-a discutat... I-a putea zice într-un limbaj sau cu un cuvânt cheie tema despre ecumenism. Exact. Aici este vorba despre relațiile Bisericii Ortodoxe, celei una, cu celelalte biserici creștine și cu mișcarea ecumenică. O expresie sau o realitate foarte des discutată și uneori chiar și criticată pentru că au fost
adeseori vehiculate neînțelegeri sau teze false în legătură cu atitudinea bisericii față de celelalte biserici. Această temă a fost foarte disputată și cel mai mult disputată, discutată. Aș dori să subliniez că la Sfântul și Marele Sinod discuția s-a purtat de o manieră cu adevărat frățească și cum subliniază Părintele Patriarh în mai multe rânduri, discuțiile s-au purtat într-un spirit frățesc și de coresponsabilitate. Și anume, chiar dacă au fost de mai multe ori, au fost păreri diferite, chiar contrare, să știți că dialogul s-a purtat efectiv frățesc și din discuții și cu alte intervenții s-a ajuns la soluționarea într-adevăr unanimă a acestor teme. Aș dori ca să dau un exemplu în legătură cu aceste teme, cu tema privind relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. În primul rând, una dintre temele sau discutate la această mare temă a fost cum definim noi celelalte biserici. Într-adevăr, în textul inițial, în proiectul inițial, exista expresia că Biserica Ortodoxă recunoaște existența istorică a celorlalte biserici și confesiuni creștine. Această formulare din proiect a fost neinspirată atunci și, pe drept cuvânt, a provocat foarte multe discuții. Și a fost amendată. În primul rând, chiar verbul recunoaște, care este un termen în context eclesiologic, recunoaște, poate lăsa impresia că Biserica Ortodoxă recunoaște celelalte biserici ca biserici. Și, deci, în legătură cu această formulare, contribuția Bisericii Ortodoxe Române a fost foarte bine apreciată și luată în considerare. De fapt, poziția Bisericii Ortodoxe Române a fost prezentată de Prefericitul Părinte Patriarh. La acest text a contribuit, printre alții, și Înalt Preoțitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, și anume, întâi de toate, nu s-a folosit expresia de biserici și confesiuni creștine, pentru că noi nu avem în tradiția noastră această expresie. Și chiar uneori, în textele vechi, se vorbea despre celelalte biserici și confesiuni creștine, ca și când Biserica Ortodoxă ar fi una dintre ele. Și atunci s-a precizat că dacă folosim uneori expresia de biserică pentru celelalte biserici, o folosim pentru că și ele se numesc biserici, ele sunt înregistrate ca atare biserici, dar folosim numai în sens istoric și dacă folosim, trebuie calificat totdeauna, fie numite biserici neortodoxe sau chiar cu termenul grecesc, eterodoxe. Sau s-a folosit în text, așa cum se poate vedea, și expresiile ceilalți creștini. Dar expresia ceilalți creștini poate să fie vagă, că noi nu discutăm cu creștini individual. Biserica Ortodoxă chiar este angajată în dialoguri oficiale cu bisericile neortodoxe, ca Biserica Catolică, Biserica Protestantă. Și aceste precizări au fost foarte importante și să mai precizăm că la solicitarea bisericii noastre, exprimată de data aceasta prin contribuția Înalt Preoțitului Părinte Mitropolit Teofan, s-a precizat în text că Biserica Ortodoxă constată acum că celelalte confesiuni neortodoxe s-au depărtat mult de la credința cea adevărată. Și atunci, bineînțeles că nu există nicio șansă, dar aminte pericol, nu există niciun pericol să ne unim cu setem unii dintre credincioșii noștri. Nu există nicio șansă, nu e posibil să ne unim, pentru că sunt foarte multe deosebit de credință. Și încheie această precizare, acesta a fost doar un exemplu, subliniind că Părintele Patriarh a precizat de multe ori că unitatea în biserici este exprimată în Sfânta Euharistie, iar comuniunea în Sfânta Euharistie nu este posibil decât pe baza unității de credință. Și atâta vreme cât nu avem unitate de credință cu celelalte comunități creștine, cu comunitățile creștine neortodoxe, nu e vorba de nicio posibilitate de unire. E foarte bine că am început cu acest punct, pentru că am putea zice cele mai mari temeri în rândul credincioșilor de jos ai bisericii lor ortodoxe, români sau din alte biserici autocefale, temerile acestea erau în legătură cu
un oarecare compromis pe care sinodalii l-ar putea face sau ar putea pune bazele unui compromis în acest dialog pe care îl au sau vor să-l poarte cu celelalte confesiuni, în ideea de, și cum precizează documentul, de a face cunoscută autenticitatea credinței ortodoxe. Părinte Patriciu Vlaicu, ca să vorbim de această temere, a fost exprimată și în sinod de către unii ierarhi această temere că dialogul ar putea știrbi cu ceva din propria credință sau corectitudine a credinței ortodoxe? A fost foarte evident că de la început întreg sinodul și-a stabilit ca unul dintre obiective să elimine orice îndoială asupra fermității asumării acestui caracter unic al Bisericii Ortodoxe și a capacității noastre de a ne identifica drept una sfântă, săbunicească și apostolească biserică. Amendamentele introduse au mers în general în această direcție pentru a sublinia acest aspect. Un alt amendament introdus de Patriarhia Română, care a fost primit cu entuziasm și a fost integrat în text, a fost completarea cu un alt paragraf din Declarația de la Toronto, care arată foarte clar că atunci când o biserică, ca Biserica Ortodoxă, face parte din Consiliul Mondial al Bisericii, în niciun caz nu îi se poate cere ca prin această participare să recunoască caracterul eclezial a celorlalte entități care se numesc biserică. Introducerea acestui paragraf concret dintr-un document oficial al Consiliului Mondial al Bisericilor este foarte important și elimină orice formă de manipulare sau de interpretare. Din punctul meu de vedere, argumentele care au fost aduse, discuțiile care s-au adus, au fost toate în această direcție a clarificării și delegația Patriarhiei Române, Preafericitul Părinte Patriarh și Mitropoliții n-au lăsat nici o urmă de îndoială sau o posibilitate de răstălmăcire a acestor lucruri. Caracterul istoric al unor biserici nu avem cum să nu-l recunoaștem, pentru că atunci ar însemna să contestăm înregistrarea lor în țările în care trăim, să contestăm dialogul pe care noi l-avem cu aceste biserici. Ori canonul întâi a Sfântului Vasile cel Mare vorbește foarte clar despre faptul că cei ce s-au îndepărtat de biserică sunt încă din biserică. Așa se exprimă. Biserica e o mamă și e sensibilă și la cei ce s-au îndepărtat de ea. Acest lucru este reluat în enciclică și formulat expres. Biserica nu poate fi indiferentă față de cei s-au îndepărtat de ea și nu-i mai înțeleg vocea și are obligații de mărturisire. Toate discuțiile din sinod au mers în această direcție, spunându-se nu este o opțiune dialogul, nu este o opțiune mărturisirea, este o obligație pe care noi o asumăm și pe care o luăm în considerare foarte serios, dar fără nicio urmă de sincretism sau de negociere în ceea ce privește identitatea bisericii. Eu cred că, privind aceste documente cu bună credință, observând dinamica în care Biserica Ortodoxă Română a îndreptat aceste documente, nu avem niciun motiv de incertitudine sau de neliniște. Părinte Vironiță, vrea să adăugați ceva? Da, în legătură cu relațiile Bisericii Ortodoxe în general și în special cu relațiile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte comunități creștine din lume, deci pe de-o parte a fost grija de a formula poziția clară a Bisericii Ortodoxe, a credinței ortodoxe în contextul pluricreștin, dacă se poate spune așa, aș dori să precizez că s-a simțit nuanțarea sau diferențierea între părinții ierarhii sinodali, a fost aceea că ierarhii care deci desfășoară activitatea pastorală într-un context mono-ortodox. Majoritar absolut și nu au decât foarte puțin sau poate deloc creștini. Cum e Biserica Ortodoxă a Greciei. Cum este Biserica Greciei, exact. Sau, deși Biserica Georgiei nu a fost prezentă, trebuie să precizăm că s-a făcut, chiar au fost luate în considerare unele din contribuțiile, din recomandările bisericilor care nu au fost prezente. Despre aceasta vom vorbi atunci. Deci, pe de-o parte, grija de a preciza credința ortodoxă față de proprii noștri credincioși, ca să nu fie niciun dubiu că în lumea de astăzi, în fața tuturor provocărilor, nu este niciun pericol de compromis, păstăm credința cea adevărată, suntem biserica cea una a lui Hristos, dar în același timp, mai ales pentru ierarhii din diaspora, nu numai români, chiar și greci și din altă tradiție, noi avem milioane de creștini ortodoxi care trăiesc în diaspora
și care, de altfel, părintele profesor este preot la Bruxelles, cum a spus, printre altele responsabilități, slujește la parohia noastră ortodoxă din Bruxelles. Acolo, din fericire, biserica în care slujește este proprietatea bisericii noastre. Dar sute de parohii ortodoxe române din diaspora slujesc sau folosesc locașurile, spațiile, fie bisericii romano-catolice, fie ale bisericilor protestante. Și deci grija a fost, ne definim punctul de vedere, precizăm că ceilalți creștini, la ei găsim învățături prin care s-a depărtat de noi, dar în sens practic nu luăm nicio atitudine ca să-i jignim, ci din potrivă s-a subliniat, cum spunea Părintele Patriar Daniel aseară, la întoarcere, spunea, relațiile, contactele cu ceilalți creștini sunt inevitabile astăzi și de aceea noi ne păstrăm identitatea și o afirmăm, dar în același timp cultivăm dialogul cu celelalte comunități, cum a subliniat Părintele Profesor, pentru că acest dialog este necesar în anumite contexte. Dacă nu este evident și chiar nu este necesar într-un context mono-ortodox, acest dialog în lumea de astăzi, în Europa de astăzi, cu provocările de astăzi, contactele nu sunt la nivel practic. Și mărturia bisericilor, mărturia creștină în fața atâtor provocări, în fața, vedeți, a pericolului islamului, care este astăzi tot mai evident și în Europa, mărturia creștină, în sens practic, în sens, la nivelul societății civile, este necesară și în acest sens noi nu putem evita contactele cu ceilalți și nu-i putem jigni, nu-i putem condamna să ne depărtăm de ei, că atunci noi nu mai avem nicio șansă să ne... La aceste discuții erau martori și observatori din alte biserici sau ei au fost doar la început și la final? Observatori din partea celorlalte biserici, din partea celorlalte comunități creștine, să rămân în terminologia sinodului, au fost observatori, așa este denumirea lor, au fost invitați special, nominal, și numai din bisericile neortodoxe cu care Biserica Ortodoxă este în dialog sau are relații, inclusiv cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor și cu Conferința Bisericilor Europene. Observatorii au fost prezenți numai la sesiunea de deschidere, sesiunea solemnă din ziua de luni 20 iunie și pe parcursul sinodului s-au desfășurat cu ușile închise, nici presa, niciun fel de observatori. Numai membrii Sfântului Sinod și consultanții au avut dreptul să fie prezenți, iar la sesiunea de închidere au fost iarăși invitați, au participat între cele două sesiuni, li s-au oferit un program foarte plăcut și au vizitat insula Creta, o insulă minunată, și au fost prezenți și la încheiere, unde au fost salutați în mod special și de Patriarhul Ecumenic. De altfel, Părintele Profesor Vlaicu a menționat un alt document. Pe lângă cele șase texte pe temele inscrise pe ordinea de zi a Sinodului, Sinodul a aprobat încă două texte. Părintele Profesor a menționat o enciclică, un text foarte important, plus un mesaj. Despre acestea, dânsul vă poate vorbi mai mult, pentru că a participat la comitetul care a pregătit proiectul acestui text. E important că ați precizat acest lucru. Mesajul am apucat să-l citesc pentru că de-abia ieri a fost publicat pe site-ul oficial al Sfântului și Marelui Sinod. La fel și enciclica și celelalte documente. Timpul nu a îngăduit să parcurgem textele îndreptate, pentru că textele de dinainte le știam. Da. Dar mesajul este foarte... cuprinde mai multe puncte cu direcții diferite spre mai multe zone sau mai multe provocări ale lumii contemporane, Părinte Patriciu Vlaicu. Care e diferența dintre mesaj și enciclică? Adică sunt două documente, unul e mai amplu, altul e mai scurt. Comisia s-a întrunit pentru redactarea unui mesaj inițial, dar s-a dovedit că e un mesaj foarte consistent, care e împărțit în mai multe capitole, care abordează teologic problemele fundamentale cu care se confruntă biserica, și acest text s-a considerat că este mai potrivit să fie numit enciclică, să fie adresat bisericii ca o sinteză a preocupărilor bisericii actuale. Și de aceea, din această enciclică a fost sintetizat un mesaj care să poată să fie transmis mai simplu, să fie citit în cadrul ultimei liturghii care au săvârșit-o împreună întâi sătătorii. De aceea, mesajul nu este decât o sinteză
a acestei enciclice, o sinteză pe care o prezintă sinodul ca un mesaj de închidere al Sfântului și Marelui Sinod. Enciclica este un text care conține formulări teologice. În elaborarea acestei enciclici, Biserica Serbia a insistat foarte mult să fie un mesaj profetic, un mesaj care să transmită entuziasmul, conștiința că Biserica are un cuvânt profetic pe care trebuie să-l exprimă în lume, că nu putem fi deoparte de marile frământări ale societății și chiar dacă noi nu putem să intrăm în toate detaliile cu care se confruntă dezbaterile din societatea contemporană, Biserica, nefiind lumească, participă la frământările lumii. De aceea, enciclica are pasaje foarte interesante legate de problematice cu care Biserica este confruntată și face formulări foarte pertinente fără să intre în domenii care ar putea să suspecteze oarecum reflexia de o negociere teologică sau de o părtinire teologică. Sunt formulări clare. Eu zic că e un text bun, nu pentru că am participat la elaborarea lui, ci pentru că sinodalii și întâi stătătorii l-au apreciat ca un mesaj de consistență teologică și un mesaj profetic, am putea spune, care transmite entuziasmul. Este în fond al șaptelea text, dacă am primit al șaptelea text al Sfântului Sinod, iar mesajul a fost adoptat pentru că Sfântul și Marele Sinod n-a publicat niciun fel de comunicat. Au fost numai cei însărcinați cu presa, în fiecare zi există o conferință de presă, dar când a fost adoptat această enciclică, un text foarte dens, într-adevăr, și felicităm și contribuția Bisericii Ortodoxe Române acolo, menționăm, subliniem, dar când Sinaxa s-a întâlnit și acest text a fost discutat în două rânduri de Sinaxa întâi stătătorilor, care s-a întâlnit acolo în Creta, când s-a pus problema să publice și un comunicat de presă al Sfântului și Marelui Sinod, atunci a fost a fost rezumat acel mesaj care a fost citit, cum s-a spus, în cadrul Sfintei Liturghii de încheiere a lucrării Sinodului în ziua, în Duminica tuturor Sfinților din 26 iunie. Da, mesajul de final, care am putea să spunem, este comunicatul Sinodului, cum ziceți, cuprinde 12 puncte și atinge, să spunem, problematica actuală, vorbește în primul rând de scopul sinodului, care e proclamarea unității bisericii și a remarcat, se precizează în acest mesaj că pentru a fi exercitată sinodalitatea ca și principiu sau ca și modalitate de exprimare a unității bisericii, să fie convocate sinaxe periodic, nu se spune din câți în câți ani, dar chiar sinoade, sfinte sinoade și mari sinoade ale Bisericii Ortodoxe, cu o regularitate de 7 sau 10 ani ca interval. Da. Deja de la începutul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod, Prefeștul Părinte Patriarh Daniel a fost pus în evidență de către Patriarhul Ecumenic, spunându-se că această inițiativă a Bisericii Ortodoxe Române a fost asumată, de fapt, de către toți, în perspectiva de a întruni Sfântul și Marelui Sinod de mai multe ori, în perioada care urmează, ritmul nu a fost stabilit exact, dar este evident că ceea ce Prefectul a subliniat, faptul că sinodalitatea nu este un eveniment esatologic, ci este o realitate care structurează viața bisericii, a fost asumat de către sinod. Revenind puțin la enciclică, contribuția Prefectului Părinte Daniel și înalt preasfântul Părinte Mitropolit Iosif, care a fost reprezentantul Patriarhiei Române în Comitetul pentru Redactare, au fost cruciale. Prefectul Părinte Daniel a restructurat întreg mesajul enciclicii, odată ce s-a pornit la un text elaborat, a fost reașezat, ținându-se cont de principii de comunicare, au fost subliniate anumite teme, a fost reașezată enciclica într-o formă care să fie ușor de înțeles și astfel încât mesajul acesta dens să fie accesibil și să fie vizibil. Am putea spune că nuanța de comunicare din enciclică și structurare conținutului teologic a fost pus, finalizat, aranjat de către o viziune foarte lucidă, rațională, clară, coerentă teologic pe care Prefericitul Părinte Daniel a avut-o. Mă gândeam acum la problema, să zicem, tehnică a comunicării dintre oameni de diferite limbi. Eu, văzând anumite transmisii în direct pe site-ul oficial al Sfântului și Marelui Sinod, am auzit de foarte multe ori limba greacă. A fost, bănuiesc, cea mai prezentă, pentru că ierarhii cei mai mulți de acolo, din cei 163 câți au fost în sinod,
erau de proveniență greacă și era limba lor maternă. Tehnic vorbind, când comunicau între ei, desigur, nu toți știm greacă. Se comunica în ce? În franceză? În engleză? Cum se... Întâi de toate, deci, într-adevăr, patriarhia ecumenică, patriarhia Alexandrei, patriarhia Ierusalimului, plus biserica greacă, biserica Ciprului și și o parte din biserica Albaniei, majoritatea ierarhilor sunt greci de origine, sunt de etnie greacă și este limba lor maternă. Aș dori să precizez că și în alte biserici, de exemplu, biserica sârbă, majoritatea ierarhilor vorbeau curent limba greacă, așa ca și în biserica poloneză, și în biserica cehie și slovacie, ierarhi care au vorbit, de fapt a fost impresionant faptul că cel mai tânăr dintre întâi stătători și cel de mai curând ales, și anume prefecerea sa, arhiepiscopul Rastislav al Bisericii Ortodoxe din Cehia și Slovacia, vorbea foarte curând limba greacă. Apoi, să nu uităm că și în delegația Bisericii Ortodoxe Române, mai mulți membri vorbeau limba greacă. Deci, într-adevăr, cea mai folosită limbă era limba greacă, dar de obicei, acolo, cum spunea Părintele Patriarh Daniel, acolo ne-am întâlnit fiecare, între toate părinții ierarhi, cu vechi cunoștințe, dar acolo am cunoscut noi ierarhi, noi personalități și de obicei se găsea o limbă engleză, franceză, chiar germană. De exemplu, un exemplu am constatat de la distanță, prefecerea Părinte Patriarh Daniel, care era așezat lângă prefecerea sa, arhiepiscopul Ieronim al Ateniei și a întregii Albaniei, vorbeau împreună limba germană și așa diferite. Cea mai comună limbă dincolo de acestea era, bineînțeles, engleza, pe care o vorbesc foarte mulți. Delegația noastră a folosit cel mai mult limba franceză. Deci limbile oficiale au fost greaca, rusa, s-a folosit, chiar dacă n-a fost delegația rusă, și delegațiile din partea Bisericii Sârbe, din partea Bisericii Polone și din partea Bisericii Cehiei și Slovaciei, unii au folosit limba rusă și toate textele au fost elaborate și în limba rusă și când s-au discutat textele de un episcop polonez care vorbește foarte bine și limba rusă, a avut grijă ca și în varianta rusă să fie făcute îndreptările care se cuvin. Ați vorbit de aceste absențe, patru biserici. Două, iar limbi moderne au fost limba engleză și limba franceză. Și toate discuțiile erau în toate aceste limbi. Și se simultan. Traducea și simultan în cască. Ați vorbit de aceste absențe. Să amintim, Biserica Ortodoxă, Patriarhia Antiohiei, în primul rând absentă, apoi Patriarhia Moscovei, Patriarhia Bulgariei și Patriarhia Georgiei, ca să respectăm ordinea, edipticele, cum se numește această ierarhie din punct de vedere bisericesc. A fost o îngrijorare din partea sinodalilor că nu sunt toți de față și s-au exprimat niște puncte de vedere în legătură cu aceste absențe? În primul rând să precizăm că actul de convocare a Sfântului și Marului Sinod s-a făcut pe baza acordului sau semnăturii tuturor întâi stătătorilor celor 14 biserici ortodoxe autocefale din ianuarie acest an la Șambezi. Și deci toate cele 14, inclusiv Patriarhia Antiohiei, pentru că am auzit și această ceea ce s-a descoperat, ceea ce s-a descoperit chiar la sinod și eu am transmis pe Patriarh, dar acest lucru l-a subliniat un ierarh grec. De exemplu, la sinaxă, prefericirea sa Părintele Patriarh Ioan al 10-lea al Antiohiei n-a fost prezent. Sinaxa din ianuarie 2016. Da, la Șambezi. Deci, Antiohia a fost reprezentată acolo de o delegație condusă de Mitropolitul Isaac al Germaniei și Europei Centrale. Și s-a constatat că actul acela, Mitropolitul Isaac, pe care îl cunosc de când era încă mirean, el a semnat fiecare pagină, a semnat-o ca și când e acord cu tot ceea ce scrie, dar l-a sfârșit că în locul semnăturii finale el a scris, nu suntem în limba franceză, noi nu suntem de acord cu conținutul acestui text, de aceea nu semnăm. Dar este o mare contradicție și să nu calific cu alte cuvinte acest gest, adică el este de acord cu conținutul, dar la sfârșit semnează și cu alt prilej
Mitropolitul Isaac a declarat că ei n-au semnat actele din cauza conflictului lor cu Patriarhia Ierusalimului. Și a declarat acolo, la Șambezi, la Sinaxă, că dacă se rezolvă acel conflict, ei semnează imediat toate actele. Deci aceasta era situația Antiohiei. Formă celelalte trei biserici ortodoxe, în ordinea dipticelor, Patriarhia Rusă, Patriarhia Bulgară și Patriarhia Georgiei. Aceste biserici au semnat actul de convocare, au comunicat în delegațiile lor cu mai mult timp în urmă, au comunicat nu numai acordul lor, au comunicat numele membrilor delegațiilor lor, au comunicat și s-au pus chiar pe site îndreptările lor. Patriarhia Rusă le-a trimis la Patriarhia Română, le-a trimis la toate o scrisoare cu toate recomandările lor de îndreptare, de îmbunătățire a textelor. Dar în ultimul moment, din motive pe care nu le cunoaștem direct, dar motive evident neteologice, nebisericești, au renunțat să participe. Și atunci la sinod, la început, la Sfântul și Marea Sinod, a fost evidențiat acest fapt și sublinea cu regret. Vreau să precizez că, deci, 16 iunie a fost sosirea în Creta. Vineri 17 iunie, toată ziua a fost întrunirea Sinaxei întâi stătătorilor prezenți. Doar 50, capii bisericilor 50, ortodoxe, da, s-au întâlnit. Și pe parcursul acelei întruniri, în primul rând s-a discutat proiectul de mesaj, care de fapt s-a numit mai târziu enciclică, care nu era numai mesaj, era un text foarte dens și tot acolo s-a știut că prefecirea sa, Părintele Patriarh Irineu al Serbiei, a propus să fie contactate, să se scrie cele Patriarhul Ecumenic să contacteze și să scrie la cele patru biserici absente și atunci, în acea zi, s-au trimis telegrame, cred că au fost contactați și prin telefon și au fost invitați să participe la sinod, eventual, că nu mai era timp să vină la a doua zi, să participe măcar la ședința de încheiere. În mod plăcut, surprinzător, primul care a răspuns imediat a doua zi a fost prefericirea sa, Părintele Patriarh Kiril al Moscovei, care a răspuns pentru o scrisoare foarte frumoasă și a răspuns că regretă, a transmis binecuvântarea sa și urările lui de succes ale sinodului, dar a rămas la spunând că a fost hotărâre luată prin sinodul lor și nu putea participa. Mai târziu au răspuns și Patriarhia Bulgară și din biserica, toate au răspuns. La un moment dat, către sfârșitul sinodului, a fost trimisă la sinod chiar o scrisoare a unui ierarh georgian, dar mi se pare din afara Georgiei, care a scris o scrisoare foarte frumoasă, dar prin care regreta poziția bisericii lui decizia că nu a participat la sinod. Plus faptul că foarte mulți teologi din aceste biserici au scris câte o scrisoare prin care încurajau bisericile lor să participe. Deci s-a regretat la început, s-au exprimat, sigur, absența lor n-a fost neglijată, dar absența lor n-a prejudiat cu nimic sinodul. Și atunci sinodul s-a desfășurat, ca să spun așa, ca și când ei ar fi prezenți. Și să precizăm, deci să repet ceea ce am spus mai înainte și în acest context, că multe din recomandările judicioase ale altor, mai ales ale Bisericii Ortodoxe Ruse, au fost transmise și au fost luate în considerare. Și deci introduse da, chiar adoptate. Da, deci chiar dacă ei n-au fost prezenți, prezența lor aceasta să fie o garanție, Părinte Patriciu Vlaicu, că hotărârile Sfântului și Marelui Sinod întrunit doar cu 10 biserici să fie percepute și acceptate de toate bisericile ortodoxe, chiar dacă unele n-au participat? Biserica ortodoxă își organizează viața în baza tradiției canonice. S-a ajuns la concluzia de a organiza acest Sfânt și Mare Sinod în baza unui regulament, tocmai pentru a preciza anumite elemente ale tradiției canonice. Cum spunea Părintele Profesor, bisericile autocefale au acceptat acest regulament și chiar dacă Biserica Antiohiei nu l-a semnat pe pagina finală, da, prin faptul că Biserica Antiohiei a participat la lucrările secretariatului, începând din ianuarie până în luna mai, a participat la lucrările secretariatului care funcționează în baza acestui regulament, au avut delegații. A fost un accept tacit. Pentru că
dacă ar fi respins acest regulament, atunci n-ar fi trebuit să participe nici la lucrările secretariatului în vederea pregătirii. S-a sperat reconcilierea dintre cele două patriarhii ale Antiohiei și Patriarhia Ierusalimului până la convocarea Sfântului și Marius Sinod și absența Patriarhiei Antiohiei a fost datorată acestui lucru. Dar ceea ce este foarte important e că noi avem în tradiția canonică precizări clare privind organizarea sinodului. Hotărârea prezentă în acest regulament nu este dominantă față de tradiția canonică, ci e integrat în tradiția canonică. Canonul 1 al sinodului 3 ecumenic spune foarte clar: episcopii care nu participă la Sfântul și Marele Sinod să nu fie străini de ce s-a hotărât acolo, să fie înștiințați prin scrisori. De aceea, Biserica Ortodoxă întrunită în acest Sfânt și Mare Sinod, constatând că anumite biserici n-au participat, anumiți sinodali n-au participat, a comunicat prin enciclică, prin transmiterea documentelor, aceste documente, și există invitația deschisă și chiar obligația ca bisericile autocefale care n-au participat să participe prin receptare, prin observații, prin discuții, la ceea ce s-a decis acolo. E foarte important. Biserica nu a structurat organizarea sinodală doar printr-o prezență față către față, ci prin comuniunea cu ceea ce s-a discutat. De aceea sperăm ca în timp documentele elaborate la acest Sfânt și Mare Sinod să fie receptate. Este o speranță, nu este o certitudine, dar bunul simț eclezial ne îndeaptă în această direcție. În același timp, grija care au avut-o reprezentanții bisericilor prezente de a integra aceste amendamente, și chiar nu există niciun amendament serios propus de vreo biserică absentă care să nu fi fost luat în considerare. Acest lucru, zic, deschide poarta. Acum, dacă este vreo obstrucție sau vreo jenare sau vreo neasumare a acestor texte, cu siguranță nu e de ordin teologic. Noi nu suntem capabili să o judecăm. Eu cred că timpul le va clarifica și sperăm ca următorul Sfânt și Mare Sinod să fie într-adevăr și cu celelalte biserici prezent, biserici ortodoxe, autocefale care nu au fost prezente, dar să știți că nu va fi mai mare decât acesta. Pentru că mărimea unui sinod e prin sinodalitate. Canonul 5 al sinodului întâi ecumenic spune foarte clar că participarea la sinod nu este o opțiune a episcopilor. E obligație. Și canonul 1 al sinodului 3 arată că și dacă din încăpățânare sau din alte motive de părtinirea unor părți dizidente, spune canonul 1 de asemenea 3, unii nu participă, să nu stea străini de sinodalitate. Aceste baze canonice au fost respectate și cred că suntem într-o cale bună, dacă nu cumva apar considerente de altă natură. Aș vrea să discutăm până la finalul emisiunii cu ce schimbă viața creștină ortodoxă aceste decizii care s-au luat la Marele Sinod din Creta, la nivelul personal, la nivel de jos, pentru fiecare. Dacă ne uităm pe aceste tematici, aceste documente, singura care ar putea, sau nu singurele două care ar putea să aibă un impact direct, să zicem așa, în viața personală, creștină a fiecăruia, ar fi documentul referitor la post, la reglementări în ceea ce privește respectarea postului astăzi, și apoi la căsătorie și la impedimentele ei. Că celelalte sunt, cum să spun eu, sunt problematici care privesc relațiile între biserici ortodoxe la un alt nivel, mai inaccesibil pentru credinciosul de rând. S-a luat vreo hotărâre nouă în ceea ce privește postul? Postim altfel? Ce se întâmplă? Da, deci însemnătatea și importanța acestui Sfânt și Mare Sinod constă în primul rând în faptul că după sute și sute de ani Biserica Ortodoxă nu a practicat sinodalitatea la acest nivel. Sinodalitatea nu s-a întrerupt niciodată în Biserica Ortodoxă. Dar acum a venit timpul că este necesar ca Biserica Ortodoxă cea una în fața lumii de astăzi să se manifeste, să se exprime la acest nivel cu o singură voce, nu prin biserici particulare ortodoxe, deci, locale. O bucurie a întâlnirii reale și a dialogării directe. Spunea un teolog romano-catolic, nu ortodox. Spunea că acum Biserica Ortodoxă a devenit Biserica Universală. În Occident, până acum, Biserica Ortodoxă era considerată doar, sunt diferite expresii. În limba germană se numește Ostkirche, Biserica de Răsărit. Și Biserica Ortodoxă era totdeauna percepută ca o biserică redusă într-un anumit spațiu, un spațiu răsăritean. Dar acum, întâi de toate, de decenii și decenii, Biserica Ortodoxă este prezentă pe tot globul,
nu numai pe toate continentele, chiar și în unele insule depărtate se întâlnesc ortodoxi, fie români, fie de altă tradiție, și deci mai întâi prin prezența ei, Biserica Ortodoxă este o biserică universală. Și atunci era necesar acest sinod. Bineînțeles că un credincios de rând poate să nu simte sau să nu fie direct interesat de această manifestare, dar în lumea de astăzi era necesară acest dialog și această întărire a coresponsabilității, un termen asupra căruia insistă foarte mult părerea fericită părinte. Și dacă tot l-a spus părinte Viorel Leoniță, revenind la post, dar explicați puțin acest termen de coresponsabilitate. Ce înseamnă el? Da. Adică nu sunt responsabil doar pentru spațiul meu mic, ci mă gândesc și la ceilalți, la toți împreună. Ce înseamnă? Da, asta înseamnă într-adevăr. L-am auzit pe Părintele Patriarh. Înseamnă că bisericile ortodoxe, care sunt biserici ortodoxe autocefale, aș dori să precizez că expresia bisericii ortodoxe locale, expresia se folosește în text, aceasta este o expresie despre căruia părintele profesor ar avea multe de spus, este o expresie insuficient definită. Biserica ortodoxă locală este, poate să fie numai biserica, eparhia, de exemplu, dar în terminologia Sfântului și Marele Sinod, biserici ortodoxe locale sunt cele 14 biserici ortodoxe autocefale, dar deși Patriarhia Ecumenică nu se socotește biserică locală, este biserica ortodoxă, iar celelalte sunt locale. O terminologie pe care nu o împărtășim. Suntem o singură biserică, iar dacă ne socotim ca biserici locale, dacă biserica ortodoxă română este biserica locală, în aceeași sens... Mai există și terminologia mamă, fică, relația aceasta între această bisericile... Această terminologie nu s-a mai folosit, pentru că cele 14 biserici acum nu mai sunt între relație de filiație, ci sunt biserici surori. Surori. Sunt egale. Și acest lucru s-a, și atunci, de exemplu, în această egalitate, fiecare se interesează sau ține dar seama de cealaltă. Responsabilitatea, să revin la acest tem, înseamnă faptul că atât, în primul rând, în fața lumii de astăzi, și sunt foarte multe situații unde Biserica Ortodoxă Română este așteptată, este chiar provocată să răspundă. Sunt atâtea probleme în lumea de astăzi, chiar de ordin practic. Europa intră acum într-un proces de mari frământări după acest Brexit. Ori aceste lucruri nu se discută direct la sinod. Dar față de provocările lumii de astăzi, față de provocările sociale, dar chiar de provocările misiunii de astăzi, misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi este o acțiune de coresponsabilitate. Adică nu numai o singură biserică, ci împreună cu toții. Acesta este sensul practic al sinodului. Coresponsabilitate. Să venim la post. Da. Textul despre post aduce reguli noi în ceea ce textul privește postirea? Textul despre post a fost cel mai frumos text, respectiv cel mai bine întocmit și care n-a iscat niciun fel de discuții textul în sine. A fost adoptat textul rapid. Dar s-a discutat foarte mult pentru că sunt diferite practici, diferite propuneri. S-au discutat mai multe aspecte cu privind postul de astăzi. De ce este necesar acest text? Pentru faptul că în bisericile neortodoxe, în tradiția catolică, de exemplu, postul nu mai există, decât numai în Vinerea Mare, dacă există. La protestanți nu există deloc postul. Și există riscul, se știe faptul că în biserica ortodoxă mulți creștini nu postesc. Ori în fața acestei provocări, în fața acestei, era necesar ca în Biserica Ortodoxă să se afirme, să sublinieze importanța și semnificația postului. Importanța postului pentru desăvârșirea spirituală, pentru viața de aici. Oamenii de astăzi, chiar dacă nu cunosc și nu practică postul în sens creștin tradițional, cum spun, dacă nu urmăm pe duhovnic să respectăm postul, iată că astăzi ne împinge tot mai mult medicul să postim, dar există în lumea de astăzi, tocmai printre tineri, și nu numai și am constatat chiar și în România, că există acum o tendință tot mai mare de un post, chiar există tot mai mulți români, am cunoscut aici în București, tineri care sunt vegani, cum se numește, sau vegan în engleză, sau care este vegetarian, postul vegetarian este mai larg. Vegetarianii pot consuma și lapte și ouă, de exemplu. Ori în fața acestor diferite situații, din punct de vedere teologic, bisericesc, afirmăm importanța postului.
Dacă numai iar, un creștin... Iar el rămâne la fel, adică postim în continuare cum posteam. Numai s-a afirmat frumos pe citat din Sfânta Scriptură. Importanța lui. Pe baze din pe citat din Sfinții Părinți, pe texte canonice, s-a afirmat importanța și valoarea postului și în textul se numește și respectarea lui astăzi. Adică postul trebuie respectat. A fost discutat și faptul că în ultimele paragrafe se vorbește și de situații speciale când anumiți creștini ortodoxi, în diferite situații, fie sociale, fie din motive de sănătate, bolnavi, bătrâni, copii, dacă nu pot respecta postul după litera legii, biserica, prin episcop, are dreptul să aplice economia, adică să aplice un pogoromânt și îngăduința. Părinte Patriciu Vlaicu, căsătoria, impedimente, punctați-le rapid, mai avem 5 minute până la finalul emisiunii, s-a dus repede timpul. Care sunt impedimentele căsătoriei ortodoxe, din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe? În documentul privind căsătoria au existat aceste enunțări a impedimentelor care sunt legate fie de starea eclezială a persoanei, fie de starea de identitatea confesională a persoanei. De aceea documentul arată că un preot, odată hirotonit, nu se mai poate căsători și să rămână preot, și iarăși un monah, odată intrat în mediul monahal, în cinul monahal, nu poate să se căsătorească și să rămână monah. De aceea textul vorbește foarte clar despre acrivie. În conformitate cu acrivia, un cleric nu se mai poate căsători, un monah nu se poate căsători. Strictețea normei. Sigur. E foarte important acest lucru și dezbaterile au subliniat această menținere a rânduierii bisericii. În același timp, un alt aspect legat de căsătorie, impedimentul la căsătorie, a fost cel legat de căsătorile mixte. Sinodul a arătat că, de fapt, căsătoria mixtă nu este decât un act de însoțire pastorală a persoanei mixt care... Mixt înseamnă între un ortodox și un non-ortodox. Adică într-un bărbat și o femeie. Da, într-un bărbat și o femeie. Într-o femeie și un bărbat. Sau cele mai multe sunt femei ortodoxe ce se căsătoresc fie cu catolici, fie cu bărbați. Se precizează în document că... Da. E evident, în partea de introducere se subliniază... Unui bărbat și unei femei. Se subliniază acest lucru, natura căsătoriei, faptul că această taină își are originea în creație, că în firescul legăturii între bărbați și femeie pe care Dumnezeu îl încununează, subliniază chiar ce înseamnă așezarea cununilor, dar... Un ortodox cu un catolic, un ortodox cu o catolică sau o catolică cu un ortodox sau... Aici este multe vorba variante, despre mixtă. Se poate oficia o căsătorie ortodoxă? Ceea ce vreau să subliniez este tocmai Sfântul și Mare Sinod afirmă că în conformitate cu acrivia canonică nu se pot săvârși căsătorii între un credincios ortodox și un credincios neortodox. Conform canonul 72 Trulan. Dar acest canon 72 Trulan arată că dacă un credincios ortodox este căsătorit cu un neortodox, să nu se despartă. Adică nu există o incapacitate doctrinară de conviețuire între un ortodox și un neortodox, ci e vorba despre o atitudine pastorală. Biserica nu încurajează căsătorile mixte pentru că riscul este ca oamenii să nu mai fie nici ortodoxi și să relativizeze această importanță. Dar odată ce persoane sunt căsătorite în fața lumii, biserica nu poate să nu ia în considerare partea ortodoxă și să nu apropie în mod deplin de tot ceea ce înseamnă ortodoxia. De aceea, economia privind căsătorile mixte nu este decât o acțiune pastorală pentru cel rămas în biserica ortodoxă și pentru copiii lui, astfel încât cel neortodox să se apropie de biserica ortodoxă. Deci, economia la acest nivel, căsătorile mixte, sunt de fapt atitudini pastorale pe care textul le subliniază fără să le precizeze, pentru că economia nu poate fi precizată în document, ci este subliniat acest lucru, arătându-se că acrivia este cea, rigoarea este cea care păstrează oarecum această rânduială strictă a nu se căsători un ortodox cu un ortodox, dar pastoral, prin economie, fiecare biserică autocefală și atenție, fiecare episcop este responsabil, astfel încât atitudinea pastorală față de cel rămas ortodox să fie în așa măsură încât e să fie apropiat de biserică. Toate bisericile au subliniat că această economie s-a manifestat chiar, fără să dau numele din dezbatere, dar unul dintre ierarhii foarte riguroși, care a subliniat foarte clar și foarte explicit orice formulare de concesiune față de alte biserici nu este potrivită, a afirmat în Sfântul și Mare Sinod că și el dă astfel de dispense. Pentru că e vorba de o atitudine pastorală pe care nimeni nu o poate refuza. Dar, de aceea a fost important. Dar rămâne un impediment căsătoria între un ortodox și un necreștin.
Și impedimentul este în acest sens. Da. Însă... Părinte Florință, suntem la final, nu mai avem timp. Aș vrea un mesaj de final să ne spuneți dacă considerați un succes, o reușită această întrunire, acest Sfânt și Mare Sinod din insula Creta, care s-a încheiat de curând. Acest Sfânt și Mare Sinod a fost o mare reușită prin faptul că a fost o atmosferă efectiv frățească. Să precizăm ceea ce n-am amintit în parcursul acestei discuții, că în toate zilele, fiecare din zilele lucrărilor Sfântului și Mare Sinod, s-a săvârșit Sfânta Liturghie, au participat, s-au împărtășit împreună, de altfel, dacă nu toți ierarhii participau, pentru că Sfânta Liturghie era dimineața la ora 7, de altfel nici n-ar fost posibil, Sfânta Liturghie săvârșea în Biserica Mănăstirii Gonea, din fața Academiei din Creta. Totuși, atmosfera a fost efectiv frățească și în final, deci, la un moment dat, pe la mijlocul sinodului, nu credeam că vor fi adoptate toate textele, ci din dificultățile care se puneau, dar prin harul Duhului Sfânt au fost inspirați și toți au spus acolo că a fost o reușită, a fost un dar al Duhului Sfânt pentru biserică și așa cum spunea Sanctitatea sa Patriarhă Ecumenică în cuvântarea sa de închidere, spunea, noi am scris împreună istorie. Este unul dintre cele mai mari evenimente din istoria Bisericii Ortodoxe din ultima vreme. Desigur, istoria continuă și va și confirma acest eveniment istoric. Vă mulțumesc, Părinte Profesor Viorel Ioniță, Părinte Profesor Patriciu Vlaicu, pentru că ne-ați împărtășit din aceste întâmplări de la Sfântul și Marele Sinod. Vă mulțumesc dumneavoastră, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit. Ne revedem la TV Trinitas. Numai bine!